Salut, Pera, sunt și am primit această întrebare foarte bună, de altfel, dacă poate apariția unui cupăl să distrugă o căsnicie. Hai în primul rând să vedem ce spun studiile și avem două studii mari de luat în considerare aici. Primul mare studiu și foarte important este că Institutul Gottman, care studiază relațiile de cuplu de peste 40 de ani, în special cele pe termen lung, spune că după apariția primului copil într-o căsnicie, calitatea relației scade cu până la 70%. Și un alt studiu spune că multe divorțuri se întâmplă, sau 50%, ca aproximativ dintre divorțuri, se întâmplă cam la 2 ani de zile după apariția primului copil. Aceste două lucruri ce ne spun? Că de obicei, pentru un cuplu, viața devine mai grea după apariția primului copil, din niște motive evident și cunoscute. Eu fiind un tată, tatăl unei fetițe de 1 an și 5 luni de zile, Zlata, despre care poate ai mai auzit, m-am confruntat și am înțeles de ce viața devine un pic mai grea la început, în primii 2 ani de zile. În primul și în primul rând, odihna sau lipsa odihnei, da, lipsa de somn la început, stresul pentru că este ceva foarte nou, nu știi cum să te comporți și ce să faci, nu se împart corect rolurile în relația respectivă, nu se știe cine ce face și ne încălecăm cu rolul, cine când stă cu copilul, când aducem ajutor, dacă aducem și putem să aducem, dar sunt foarte multe lucruri noi care adaugă mult stres și dificultăți cuplului. Evident, dincolo de partea de împlinire și schimbarea vieții în bine, pe plan spiritual de multe ori, însă la început, în primul an și primii 2 ani de zile, sunt foarte multe dificultăți, mai ales lucrurile nerezolvate și nelucrate în cuplu. Da? Pentru că apariția unui copil de obicei amplifică problemele nerezolvate, pentru că resursele mele de răbdare sunt mai mici, acum am și alte obligații. De multe ori femeia se trezește în situația de a avea acea depresie postpartum, ea nu este înțeleasă, nu se simte sprijinită, este rușine sau se simte vinovată să ceară ajutor mai mult, cumva este chestia asta că trebuie să descurce singură cu copilul în brațe și cu altă mână, nu știu, învârtind la o lingură de ciorbă sau încălzind lapte sau mai știu eu ce făcând, da? Iar bărbatul cumva are rolul ăsta de a merge la muncă și când vine acasă este obosit și cine stă cu copilul, da? Deci sunt foarte multe situații care adaugă stres și dificultate. E, ce putem face legat de asta? Păi clar să ne educăm, să înțelegem și Gottman, să știți, ne ajută foarte mult. Să ne educăm legat de unde sunt punctele noastre slabe în relație, pentru că acolo vor apărea și problemele cele mai mari. Da? Dacă știm să avem conflicte, dacă ne rănim prea tare unul pe celălalt, dacă există critică defensivă, dispreț și împietrire emoțională, ăștia sunt cei 4 călăreții apocalipsei în comunicare, asta ne învață Gottman. Da? Deci e foarte important să înțelegem că da, un copil este un upgrade major al vieții noastre. Ne responsabilizează, ne împlinește, ne umple inima cum nimic altceva nu face. Dar în același timp foarte multe cupluri și căsnicii cad sub presiunea primilor 2 ani de zile. Asta spun statisticile și asta putem să vedem și în jurul nostru. Foarte mulți oameni cedează pentru că nu au fost pregătiți în prealabil. Da? Asta este tot. Deci avem nevoie de educație. Există soluții, vestea îmbucurătoare este că există soluții pentru orice problemă care apare într-un cuplu, și cu copil și fără copil. Da, este mai bine să lucrezi la aceste probleme înainte să apară primul copil, pentru că atunci când apare primul copil, multe resurse și mult timp de al tău se va duce acolo și o să ai mai puține resurse, timp și energie să lucrezi la relația ta, dar e important să o faci în orice moment. Asta e mesajul din spate, te rog, lasă-mi un e-mail la pera@personalitatealfa.com și spune-mi cu ce te confrunți în cazul în care ești în situația asta sau ai fost. Da, ca apariția unui copil să aducă și un pachet de nou de stres și de probleme în viața ta, spune-mi cum crezi că te pot ajuta și am să-ți dau resursele necesare. Sau lasă-mi un coment la acest video. Mersi mult, ciao, ciao!